Bine v-am găsit, o ediție specială interesantă. În loc de editorial, facem un exercițiu de imaginație sau de imagine, cum spunea cineva, nu în urmă cu mult timp. Cum va arăta lumea peste un an, peste doi, poate peste 10? Cum vom trăi? Care vor fi modelele în societate până la urmă? Dar haideți să vedem cum se împarte lumea sau cum se va împărți, pentru că sunt subiecte foarte interesante despre care mai mult ca sigur că nu ați aflat, pentru că sunt și, dincolo de declarații, niște lucruri de descifrat. O declarație uimea de curând Mapamondul. Era președintelui american Joe Biden. Oficialul american nu a făcut altceva decât să curme speculațiile cu privire la noua ordine mondială, care până la declarația lui era asociată cu societățile secrete, societăți ce conduceau ocult lumea. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every three or four generations. As one of them, as the one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. Desigur, invazia din Ucraina a schimbat sau va schimba total relațiile economice, sociale și totodată cele geopolitice și militare. Lucrurile se vor așeza pe alte făgașe greu de anticipat și, firește, va recrea zonele de influență și cel al alianțelor globale. Revenind la noua ordine mondială, sintagmă vehiculată ocult zeci de ani de teoriile conspirației, acum n-ar mai trebui să avem niciun dubiu după recunoașterea și asumarea fățișă a președintelui american a acestei sarcini. Totuși, rămân niște întrebări. Ce înseamnă mai exact noua ordine mondială? Se referă la conceptul Pax Americana, concept impus după cel de-al doilea război mondial, lumii occidentale și extins mai apoi în diferite zone ale globului, sau se referă la Marea Resetare, The Great Reset, concept lansat în 2020 de Klaus Schwab, inițiatorul în 1971 a forumului de la Davos. Indiferent de declarațiile lui Biden, este clar că, în scurt timp, mapamondul se va modela altfel decât era înainte de invazia Ucrainei. Da, întrebări la care răspunsul necesită o discuție mai amplă. Sarmiza Andronic, analist politic, este în platoul Metropola TV. Doamna Cornelia Lalu, avocat. Mulțumesc. Bună seara. Domnul Dumitru Coarnă, politician. Și în legătură directă cu noi, domnul Ștefan Ciochinaru, profesor de științe politice, doctor în drept internațional. Bună seara. Bună seara. Și bună seara, bine v-am găsit. Mihai Rusu, jurnalist român din Germania. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să ne revedem în această formulă în care am deslușit foarte multe lucruri. E foarte important să precizăm că vorbim despre o reașezare, o reîmpărțire și așa mai departe. Nu facem propagandă. Nu facem propagandă pentru că lumea înțelege greșit anumite lucruri. Ci pur și simplu încercăm să vedem ce este de o parte și de alta. Deocamdată este o ediție în care nu mai vorbim despre negocieri în război, în plin război, ci pur și simplu de ce este dincolo de ele. Și îmi permit să încep, pentru că așa este politicos, cu doamnele Sarmiza Andronic, dacă au existat dincolo de aceste lucruri alt gen de negocieri sau cel puțin dincolo de ceea ce vedem, și este un flux imens de informație, există și altceva până la urmă. Nu promovăm aici teoria conspirației, ci pur și simplu vorbim despre ceea ce înseamnă și altă fațetă a războiului. Despre noua ordine mondială se vorbește de câțiva ani buni, însă niciodată nu am avut de ce să ne legăm. Până la urmă, ce aveam de dezbătut? Că nu aveam nimic oficial. Acum, iată, a făcut președintele Statelor Unite, nu oricine, da, o astfel de declarație și, sigur, așa cum spunea și colegul vostru în material,
Până la urmă, ce înseamnă ea? Că nu avem prea multe date și sigur nu, hai să nu intrăm în teoria conspirației, să spunem că ar fi ceva rău, habar n-am, o fi și ceva bun. Poate ne explică domnul profesor Ciochinaru sau domnul exact. Rusu sau poate cineva care se poate lega cu adevărat de ceea ce a spus Joe Biden. Eu n-am văzut toată declarația de presă, dar sigur că ce a spus este de interes. Cred că se pot spune foarte multe lucruri, dar mi-e foarte greu să mă leg doar de această sintagma noi ordin despre noua ordine mondială. Însă, sigur, punând în contextul ăsta mare al războiului, al acestei crize, sigur că au fost suficient de mulți analiști care să fie și de o parte și de alta, adică și cei care iau această nouă ordine mondială ca pe o chestiune firească, ce trebuie să vină pur și simplu și ne ia valul așa în ea, și unii care spun că este foarte bine calculată și atunci sigur că acest război face cumva parte, este doar o etapă din această resetare despre care tot auzim. Dar cred că avem foarte puține date. Dacă vrei să nu intrăm în teoria conspirației, atunci putem rămâne așa doar la suprafață și să hai să nu fim conspiraționiști totuși. Da, doamna Lalu. Știți ce se întâmplă? Suntem la peste 75 de ani de la ultimul război mondial, da? Să nu uităm că între timp au mai fost niște războaie în Indochina, Vietnam, Cambodgia, în Africa, războiul algerian, în America Latină. Deci au mai existat niște conflicte care au tulburat această ordine stabilită după 1945. Este normal ca acum marile puteri ale lumii să încerce o reechilibrare, o reechilibrare din punctul lor de vedere, o reașezare anumitor sfere de influență, pentru că să nu uităm, economia merge bine la unii, economia merge prost la unii. Sau încercăm să facem economia noastră, mă refer la modul generic, să facem economia noastră să duduie în detrimentul altei economii și fac o paralelă între Statele Unite și economia Uniunii Europene. Deci cred că acum se pun în discuții niște sfere de influență economică. Iar războiul Ucraina-Federația Rusă ar fi un prilej. Da, domnule Coarnă, cum vede un politician aceste... Păi, despre noua ordine mondială se tot vorbește. Sigur că este o instituție financiar-politică care vrea să gestioneze din această perspectivă noua lume. E clar că și conflictul dintre Rusia și Ucraina nu este întâmplător. Probabil, din această perspectivă, dacă ieșim un pic din celelalte elemente pe care le discutăm noi zilnic în presă, eu sunt convins că acolo există și un substrat al acestei noi ordini mondiale, pentru că principalii actori, marile puteri, pentru că noi facem parte din meniu, să fim extrem de aplicați, noi suntem acolo undeva și executăm ceea ce ni se transmite, că nu avem forța de a echilibra aceste balanțe. Balanța se duce... Lupta se duce între marile puteri. China, Rusia, nu, Statele Unite și Europa, o parte din nu, Germania și ce mai avem aici. Ori lucrul ăsta se poate face prin două modalități. Diplomație sau război. Eu sper să alegem calea diplomatică. Da, eu deci nu e cam târziu pentru asta, domnule Coarnă. Mie mi se pare că nu e prea târziu. Asta... Niciodată nu e prea târziu. Dacă nu eu știm cred că s-a pierdut startul din acest punct de vedere. Păi depinde până unde ducem lucrurile. Da. Exact. Depinde până unde ducem conflictul militar. Dacă avem capacitatea să-l menținem la nivelul ăsta, să-l stopăm și să aplanăm conflictul de acolo sau să lăsăm să escaladeze și atunci să impunem o nouă ordine în urma unui război mondial care practic n-ar fi de folosul nimănui. Că un război mondial în secolul 21, să fim extrem de atenți, ar produce pagube. Da, și s-a tot care... vehiculat. Domnule profesor Ciochinaru, în trecut am vorbit despre Marea Resetare, în fine, și noua ordine mondială, dar în special Marea Resetare, și notasem aici ceva din ce spunea cineva de la acea întâlnire celebră, este ca și cum oligarhia din vest s-ar fi uitat la socialismul din China și ar fi spus, da, vrem și noi. Știu, este mult prea curajoasă această declarație, dar trebuie comentată ca atare. Da, eu n-am auzit jumătate din
ceea ce ați citat dumneavoastră. Haideți să o repet, pentru a nu se pierde mesajul. Vă rog. Spuneam așa, despre Marea Resetare, am luat un citat dintr-o declarație a unui lider de la acea întâlnire celebră de la Davos. Este ca și cum oligarhia din vest s-ar fi uitat la socialismul din China și ar fi spus, da, vrem și noi? Da, eu cred că înțeleg ce doresc cei care au făcut această declarație. Dar aș începe prin a vă liniști și a vă spune că nu este absolut nimic conspiraționist, nimic ocult în această sintagmă, noua ordine mondială, care este într-adevăr foarte des folosită. Dar ca întotdeauna atunci când nu ai suficiente cunoștințe și auzi dintr-o dată ceva, ți se pare că vine din zone obscure. Nu, nici vorbă de așa ceva. După primul război mondial s-a vorbit de o nouă ordine internațională și s-a făcut Liga Națiunilor. Foarte bine spunea doamna avocat, evocând momentul celui de-al doilea război mondial, când s-a întâmplat același lucru, s-a vorbit de o nouă ordine mondială, de o nouă ordine internațională și aceea a fost fondată la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, odată cu apariția Organizației Națiunilor Unite. Ea a durat, într-adevăr, până s-a terminat al treilea război mondial, cunoscut de marele public sub numele de Războiul Rece. Iar în momentul de față ne îndreptăm către o a treia ordine mondială, dacă vreți, în ultimii 150 de ani, pentru că vorbim despre un moment absolut extraordinar în istoria umanității și anume debutul revoluției celui de-al patrulea val, cum ar fi spus Alvin Toffler. Și atunci, evident, că este nevoie de o nouă ordine mondială, pentru că Organizația Națiunilor Unite, așa cum este ea, este un instrument de lucru al Consiliului de Securitate. În Consiliul de Securitate, cel care decide totul la ONU, sunt 5 puteri învingătoare după al doilea război mondial, da? Statele Unite, Marea Britanie, Franța, China și Uniunea Sovietică, al cărui legatar testamentar, ca să zic așa, este Federația Rusă. Ei bine, aceste 5 puteri pot bloca absolut orice acțiune a ONU, inclusiv a Tribunalului Penal Internațional, despre care noi am mai discutat în această emisiune. Nu se poate așa. Trebuie reformat ONU, trebuie schimbată ordinea mondială pentru a reflecta realitățile lumii de astăzi. Care sunt realitățile lumii de astăzi? Ajungem la Marea Resetare. Lumea de astăzi este o lume care se globalizează, este o lume care se integrează. Este o lume în care deja 4 mari procese de integrare sunt declanșate. Uniunea Europeană, pe care o cunoaștem foarte bine, al doilea mare proces de integrare a fost declanșat în America de Nord, odată cu North American Free Trade Agreement, NAFTA. Al treilea mare proces de integrare are loc în Asia Pacific. Și, în sfârșit, al patrulea mare proces de integrare, dar care este foarte întârziat și de aici vin și niște probleme, este cel din jurul Federației Ruse, cel din jurul Moscovei, cunoscut sub numele de CSI și transformat în 2016 de Vladimir Putin în Uniunea Euroasiatică. Mai sunt și alte procese de integrare în stadiul nașterii, dar ele sunt întârziate, sunt blocate în momentul de față, nu îmi propun să vă rețin atenția cu privire la ele. Marea Resetare înseamnă pregătirea civilizației umane pentru trecerea într-o societate dominată de tehnologii, de bioinginerie și de digitalizare. Aici vreau să vă spun, îmi pare rău, o să mă disociez de o părere din platou, dar vreau să vă spun că globalizarea a fost un câștig absolut extraordinar, mai ales pentru țările în curs de dezvoltare, care au cunoscut un avânt economic extraordinar. Da, există încă inegalități economice, bineînțeles. Însă în al patrulea val, probabil că acestea se vor atenua și mai mult. Despre asta este vorba. Nu poți să intri în al patrulea val al dezvoltării umanității cu un imperiu al răului,
cu singurul imperiu care a mai rămas pe fața Pământului și care crede că el are dreptul divin, pentru că rușii adoptă o filozofie mesianică, are dreptul divin de a interveni în treburile altor state, în treburile interne ale altor state, încălcând principii și norme elementare ale dreptului internațional despre care iarăși noi am mai vorbit. Acesta este un tablou de ansamblu, e un survol la, nu știu, 20.000 de kilometri altitudine. Suntem deja aproape în stratosferă. Dar procesele acestea se întâmplă, ele sunt fenomene obiective. Nu ne întreabă dacă suntem sau nu de acord, nu ne întreabă dacă ne place sau nu. Ele pur și simplu au loc și modifică lumea în care trăim. Să știți că eu v-am ascultat cu foarte multă atenție. Vă mulțumesc. Și da, pot să înțeleg ceea ce ați spus. Sunt întru totul de acord, însă, nu știu, e cumva, hai să nu spun revoltătoare, dar pus așa sub semnul întrebării această declarație a președintelui Biden, care spune că în toată această construcție ei se vor afla în vârf. În fruntea ei vom fi noi. Cu construcția pe care dumneavoastră ați spus-o este una extrem de logică și într-adevăr se întâmplă. Suntem pe drum spre ea, suntem cumva în construcția asta. Dar această declarație, noi vom fi în fruntea ei, parcă e un pic prea mult. E o asumare de leadership și de responsabilitate, doamna Andronic. Pentru că nu e vorba numai de Statele Unite. Nu e obligatoriu să fie și corectă. E doar un lider care s-a exprimat, spuneți. Absolut. Este întreaga lume liberă, merge într-acolo, iar Statele Unite își asumă responsabilitatea de a veghea asupra acestui proces. De ce? Și aici este o chestiune esențială pe care sunt convins că telespectatorii noștri o vor înțelege. Gândiți-vă că de când există omenirea, de când omul a ieșit din peșteră și până astăzi, n-a existat nici măcar un singur an fără război, fără conflict, fără vărsare de sânge, fără suferință. Ori este momentul ca această istorie bazată pe confruntare, pe dreptul forței și nu pe forța dreptului să înceteze. Sigur că lucrurile nu se fac simplu. Sigur că cineva trebuie să-și asume că omenirea aceasta are o direcție, nu evoluează întâmplător. Trebuie să terminăm cu problemele de pe pământ, pentru că sunt foarte multe. Trebuie să terminăm cu aceste probleme, trebuie să privim către stele. Știi, ce o să vi se pară că suntem visători. Nu, dar e utopie ceea ce afirmați. Omenirea merită o soartă mai bună. Nu, dar e utopic ceea ce spune. Niciodată nu să ajungem acolo. Iar faptul că președintele Americii a spus... Niciodată să nu spuneți niciodată, nu, domnule. Nu, dar e utopie. Nu putem să mergem în zona asta. A spus că e vorba de obiectivitate și e vorba de subiectivitate, pentru că acel fenomen obiectiv este unul care acționează independent de voința și conștiința mea. Ploaia, știu eu, cu tremurul, astea sunt fenomene obiective. În momentul în care discutăm de noua ordine mondială, e clar un fenomen pur subiectiv. Și atunci sigur că avem conflicte, pentru că, de exemplu, Imperiul Rus, cum a spus dumneavoastră, nu acceptă noua ordine mondială, sau China, sau un alt stat, o mare putere, no, pentru că se rup dezechilibrele, atunci democrația eșuează, sau dacă vreți, diplomația eșuează, și următoarea cale care va fi războiul. Ori, Doamne ferește de un război, de un conflict la nivelul ăsta, pentru că nu știu cine ce o să mai înțeleagă din viitoarea ordine mondială. Nu va exista un astfel de conflict, domnul Carlos. Doamne ajută să fie, dar în mare parte eu cred că trebuie să avem grijă de acele echilibre și să nu neglijăm celelalte forțe, pentru că în momentul în care spun eu vreau, eu sunt, înseamnă că eu mi-asum și conflictul înseamnă că eu mi-asum tot ceea ce derivă din această comunicare și din această atitudine a mea publică. Ori de-aia spuneam că în Ucraina, conflictul din Ucraina e mai mult de atât. Conflictul din Ucraina, sunt convins eu, atât cât mă pricep, că are părți elocvente din această nouă ordine mondială și acolo probabil că nu, Federația Rusă a zis stop, noi vrem o altă ordine, nu vrem ordinea voastră. Și atunci, uitați-vă, s-a creat acel conflict. Eu sper să fie cât mai rapid închis conflictul ăsta, pentru că e lângă noi, e extrem de apropiat de noi și e bine să trăim în pace, în liniște și într-o democrație suverană, zic eu până la urmă, pentru că asta e viața. Dumnezeu, da, nu ne-a născut identici, ne-a născut diferiți, credeți-mă, suntem diferiți. Bineînțeles că n-ar fi, domnul Coarnă, bineînțeles că n-ar fi rău să fie bine, dar nu poate să fie bine atâta vreme cât acest imperiu va continua
să amenințe și să se manifeste discreționar. Ambele puteri, să știți că marile puteri sunt cinice. Noi am fost întotdeauna... Da, tocmai de aceea acest imperiu trebuie să înceteze să mai fie o mare putere. El trebuie să devină o țară europeană care să intre și Rusia în Uniunea Europeană, da? Și să se modernizeze, să se demilitarizeze, da? Exact așa cum au făcut Germania și Japonia după al doilea război mondial. Aduceți-vă aminte de militarismul nipon și de cel prusac, care nu păreau a avea leac vreodată. Ei bine, astăzi aceste două națiuni sunt națiuni ale păcii, nu mai sunt națiuni ale războiului. Eu cred că cuvântul potrivit era să se updateze, pe care l-ați ratat. Da, îmi place termenul, doamna Andronic. Bun, vă propun ceva. Există un sondaj realizat și publicat de Daily Mail în care vorbim dacă avem război sau nu, sau care e percepția până la urmă. Pentru că în săptămânile trecute am prezentat un sondaj realizat în România despre cât de mult se tem oamenii aici de război și de amenințarea acestui război. Iată aici, sunt Statele Unite în război cu Rusia? Niște procentaje interesante, nu, dar vor fi anul viitor, 41%, nu, și nu vor fi nici anul viitor, 34%. Indirect există un conflict. Există conflictul indirect, adică să fim extrem de atenți la detalii. Sigur că nu e un conflict direct, Doamne ferește de un conflict direct. Dar indirect, lucrul ăsta e... Întrebarea e clară, în război cu Rusia, deci cred că... Păi războiul poate fi și indirect, să știți, prin mai multe părinte. Nu, dar procentele sunt apropiate. Mie da. Între 34 și 41 nu mi se pare o diferență foarte mare. Nu e chiar. Poate să fie... Iată aici este partea interesantă. Cum considerați reacția lui Biden la invazia Ucrainei? Nu suficient de dură, atenție, 56%. Bine. În contextul dat, nu știu dacă putem vorbi despre o reacție în momentul în care ai o alianță nord-atlantică și atunci lucrurile sunt acolo. Și ce se întâmplă când faci parte dintr-o astfel de organizație, NATO, Uniunea Europeană, și NATO și Uniunea Europeană au ca principal obiectiv apărarea propriilor țări. Da? Ori vorbim aici, adică și eu sunt de părere că a fost o poziție corectă a Statelor Unite. Nu suficient de dură, cred că s-a făcut tot ce s-a stat în putință. NATO nu face altceva decât să se lupte pentru îndepărtarea acestui al treilea război mondial. Eventual să-l anihileze de tot. Nu știu dacă va reuși sau nu. Dar asta este menirea NATO. În momentul în care spui că nu suficient de dură și ți-ai dori mai mult, e clar că ajungi într-un război deschis. Da. Vom mai vedea, cu siguranță mai sunt niște materiale de dat, dar ideea este cam aceasta. Și împărțim lumea, pentru că, așa povesteam mai devreme, cam așa se duce acest război, între globaliști și naționaliști, să zicem, domnule Rusu. Da, uitați, vreau întâi să vă spun câteva păreri despre acest sondaj. Și după aceea, reacțiile, feedback-ul din Occident despre noua ordine mondială, o punem în ghilimele, pentru că ea trebuie înțeleasă altfel decât o pricep unii, care într-adevăr vor să descrie că vin unii și îi atacă pe ceilalți și le iau banii și le iau avuturile și bogățiile și așa mai departe. O teorie întreagă. În primul rând, despre acest sondaj de opinie. El trebuie interpretat și analizat foarte atent, pentru că când noi vorbim de Statele Unite, vorbim de 300 de milioane de cetățeni. Acum este interesant de aflat care au fost acele persoane care au răspuns. Sunt americani din Nord, din Minneapolis, sunt din Sud, din Florida, sunt de pe coasta de Est sau de pe coasta de Vest, din California, sau sunt din mijlocul Statelor Unite. Fiecare zonă geografică are o anumită opinie, o anumită conștiință civică. Deci de aceea vă spun, atenție cum lucrăm. După aceea, să vedem partea politică. Sunt democrați sau republicani? Și aici sunt câteva viziuni ușor diferențiate, dar odată cu acest război,
marea bucurie și marele progres este în Congresul American că se înțeleg foarte bine și democrații și, și republicanii. Și acum vine partea cealaltă socială, care mi se pare foarte importantă. Avem de-a face cu oameni cu albi, avem de-a face cu cetățeni de culoare, avem de-a face cu latinos, avem de-a face cu asiatici sau cu europeni. Deci toate aceste categorii... Dar, iertați-mă, de unde ați tras concluzia că s-a făcut eșantionul este american? Nu știu, întreb numai. Că este Daily Mail, care este jurnal britanic. S-ar putea făcut pe cetățeni britanici, nu, de asta nu știm subiecții care au fost, da. Da, e vorba cu atât mai mult și Marea Britanie, care este la fel de pestriță. Deci aceasta este cu interpretarea și cu analiza interviului. Acum despre noua ordine mondială, care a fost semnată în 24 martie și care cuprinde organizația NATO, Uniunea Europeană, giganții 7 economici, organizații internaționale. Chiar astăzi Amnesty International s-a solidarizat și condamnă războiul. Deci iată că această ordine mondială este construită de organizații mondiale care au, toate aceste organizații au câteva scopuri. Pace, liniște, progres, bunăstare. Și în această construcție de nouă ordine mondială în sens pozitiv, nimeni nu atacă pe celălalt, nimeni nu-l cucerește pe celălalt, nimeni nu ia ceva celuilalt. România are o perspectivă formidabilă și presa germană, presa foarte bună germană, anunță că România este un factor foarte important pentru că s-au creat acum noi piețe economice, noi piețe energetice. Și apropo de energie, Uniunea Europeană și Germania vor, din partea României, să importe gaze și cer României ca să accelereze construcția proiectului Neptun, unde sunt 90 de miliarde de metri cubi de gaze, odată pentru consumul propriu al României și, pe de altă parte, pentru exportul în Germania și în Uniunea Europeană. E ceva rău în această nouă ordine mondială? E ceva rău în această nouă piață economică care deschide României o șansă formidabilă și încă o șansă după ce Ucraina și cu Rusia nu mai sunt exportatoare de grâu, de cereale. Domnul Rusu, numai puțin, domnule Rusu. Eu sunt de acord cu domnul și care a exportat grâu, are posibilitatea acum să-și refacă agricultura și sunt bani europeni pe care îi așteptăm în acest an, bani europeni care vor avea o importanță formidabilă în dezvoltarea economică a României, în așa fel și dezvoltarea de infrastructură, pentru că dacă avem trupe multinaționale NATO în România, ele trebuie transportate. Perfect, pe șosele, de acord, domnule Rusu. Da, lucrul ăsta îl poți face într-o relație economică contractuală fără ordine mondială. Haideți să ne înțelegem. Păi, noi primim ceva, de exemplu, din turismul Greciei, nu primim nimic. Haideți să fim raționali. Nu primim nimic, plătim totul. Domnul Coane, România nu trebuie să primească nimic. Știu, dar noi trebuie doar să oferim atât, să nu primim. Am înțeles logica dumneavoastră. Nu, dumneavoastră, da, nu oferim. Am înțeles perfect, domnul. V-am ascultat cu multă atenție, credeți-mă. Dar noi putem să dezvoltăm relații economice fără să fim angrenați într-o, nu știu ce, ordine sau dezordine. Cine ne-a reținut pe noi, domnule? Această șansă, iată această șansă printr-o altă așezare, să-i spunem, să nu-i spunem ordine mondială, că este o bătălie din nou între capitalism și socialism. Și toată această reașezare... Teoria dumneavoastră sună socialism. Teoria dumneavoastră nu vă supără... Îmi dați voie să-mi termin ideea? Ok. Da, vă rog, domnule Rusu. Da. Deci toată această reașezare nu vine decât ca să reducă cât mai mult pericolul rusesc, care nu vrea bunăstare, care nu vrea progres, care nu vrea ca lumea să trăiască bine, care nu vrea dezvoltare, care vrea doar putere, dictatură, oligarhie. La fel cum este Coreea de Nord, la fel cum se întâmplă și în China, în Consiliul de Securitate, China nu a votat, s-a abținut. Deci este o parte din lume care vrea să se dezvolte și care vrea să trăiască în pace. Și atunci, întrebarea de bun simț, cum credeți că
noua ordine mondială va fi așezată fără China, fără Rusia, fără Coreea de Nord. Cum credeți dumneavoastră că o să fie implementată China, fără Rusia, China, fără China, Coreea de Nord? Bun. Fără Rusia și China. Vă rog. Îmi dați voie să răspund? Vă rog. Atât China, cât și Rusia nu pot trăi fără exportul de tehnologie american și european. Și atunci, această zvâcnire a lui Vladimir Putin de a-și de revanșă, de a reface Uniunea Sovietică, de a fi el marele dictator, de a-și feri populația, că aceasta e o chestiune foarte importantă, de a-și feri populația de acest sindrom al democrației și al libertății. Că vedeți că acolo totul este închis, acolo totul este cenzurat, acolo sunt lagăre de concentrare. Deci, acesta este mesajul care trebuie să-l transmitem oamenilor. Da, ați mutat centrul discuției. Haideți și aici vă completez eu. Am mutat centrul discuției în altă parte. Eu vorbeam de zona... S-au dus pe apa sâmbetei 25 de ani de bunăstare. Da, eu vorbeam de zona economică pe care noi am pierdut în ultimii 25 de ani. Am avut și avem resurse pe care nu le-am gestionat corespunzător. Noi... Păi, domnul Coarnă, cum am pierdut-o? Cu ce guverne am pierdut-o? Care au fost cu toate guvernele și partidele? Cu toate guvernele și toate partidele. Foarte bun răspuns. A durat un răspuns. Domnul Rusu, dacă îmi permiteți, vă rog frumos, aș vrea să intervin în discuție. Deci domnul Coarnă întreba la un moment dat și sunt convins că o făcea cu cea mai bună intenție, cine ne-a împiedicat pe noi să exploatăm resursele pe care le avem spre binele țării. Cred că ăsta era sensul întrebării. Și dacă mă lăsați să termin fraza și după ați intuit bine, spuneam așa că din 2019 la zi, din exploatare am redus și energia și gazele fără să investim nimic. Cine ne-a reținut? Da. Vă rog, domnule Ciocchinaru. Păi vreau să vă spun cine ne-a reținut, domnule Coarnă. Ne-au reținut politicienii care ori au fost imbecili, ori au fost trădători. De acord cu dumneavoastră. Oameni nepregătiți pentru a fi parlamentul țării, oameni care nu iubesc această țară sau o iubesc în mod greșit, cum a făcut și Ceaușescu. Să știți, domnule profesor, că a fost o întrebare retorică. Noi toți știm răspunsul. Exact. Aici sunt de acord cu dumneavoastră fără dubii, 100%. Mie îmi face plăcere să arăt lucrurile astea de câte ori pot. Pe final sunt de acord cu dumneavoastră 100%. N-am nicio problemă, tocmai acolo vreau să ajung și eu. Cine ne-a reținut, cine ne reține să investim noi? Este foarte bine că nu am putut exploata gazele din Marea Neagră datorită coloanei a 5-a ruse din România. Bun. Gazele din Marea Neagră. Dar să mergem la gazele terestre. Vă dau eu în România câte puncte vreți dumneavoastră pe care nu le-am exploatat în ultimii 3 ani, în ultimii 4 ani. Nu numai că nu am investit nimic în exploatare. Am diminuat producția de gaze pe care o aveam în 2019. De la 105.000 de megawatts ora anual am ajuns la 85.000. Păi, cine e de vină? Păi cine e de vină? A spus politicul, Virgil Popescu, vă dau cu nume și prenume. Nu numai Virgil Popescu. Nu, stați un pic, nu numai Virgil Popescu. De acord cu dumneavoastră. El a blocat stocarea de gaze sau asta? Nu numai Virgil Popescu. Nu mai înțelegem. Nu numai Virgil Popescu. E vorba de un grup, să nu-i spun infracțional, politic care nu a dus România aici. Domnul Coarnă, domnul profesor, dați-mi voie o clipă. Trebuie să ne aducem aminte de anul 2000, de când a început guvernarea Adriana Stase, da? De la 89 putem să începem. Nu, dar domnul Rusu se referă la privatizarea Rengi. Da. Dar de acord cu dumneavoastră, lucrurile nu se privatizează. Sunt... Nu mai vorbim din 2019. Domnul Rusu, Marea Britanie acum naționalizează tot ce înseamnă zona asta de energie. Noi nu trebuia să privatizăm nimic din ce înseamnă energie. Păi asta întrebați-l pe domnul Adrian Stase. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, nu trebuie să-l întreb. Sunt de acord cu dumneavoastră. E dosarul acela, Beniatov. Am o problemă aici, vedeți că sunt în contradictoriu cu dumneavoastră. Nu, sunt de acord. Deci trebuie să vorbim, nu trebuie să vorbim de 3 ani de zile, pentru că noi nu trebuie să manipulăm lumea și mai ales că mulți sunt și electori. Deci trebuie să spunem adevărul că au fost guverne și partide în ultimii 20 de ani care au lucrat împotriva României, cum spune domnul mai mult, altele mai puțin, dar toate au avut până la urmă o mică cotă de lucru împotriva interesului național. De acord cu dumneavoastră. Da, și vreau să vă aduc aminte că am lucrat la Europa Liberă până în 1995 și am prins primii 5 ani, 1990-1995, cu acele mari tunuri și țepe, ca să vorbesc în limbajul acelora care s-au înfructat în bani. Și nu au fost pedepsiți nici până astăzi. Trebuie să ne punem întrebarea. Care au fost acele persoane și acele partide 1990-95 când într-un vid de lege s-au dat niște tunuri formidabile? Așa și dumneavoastră care sunteți parlamentar, vă invit
Vă invit să faceți o investigație cu colegii dumneavoastră parlamentari din toate partidele și veți găsi dumneavoastră răspunsul și dați-l publicității. Faceți un lucru formidabil. Eu pot să vă dau și mâine răspunsul, dar și acum, după pauza de publicitate. N-am o problemă dacă discutăm de tunurile financiare care au fost date în România din 1989 la zi. Sunt extrem de evidente cine a urmărit politica ultimilor 30 de ani și observă clar că România a fost condusă în mod intenționat în zona asta de... Da, dar atunci nu trebuie să ne referim din 2019 în 2022. Adică nu punem 3 ani de zile la socoteală și scoatem 2027. Domnule Rusu, ați făcut trimitere la acea perioadă 90-95 când s-au dat marile tunuri. Vă spun eu și sunt convinsă că generația mea toată gândește la fel. Noi abia ne desmeticeam. Eu aveam 18 ani la Revoluție. Deci nici nu știam bine ce înseamnă capitalism. Ascultam cu sufletul la gură niște discursuri care nu ne, cum să vă spun, nici nu ne imaginam că cineva poate vorbi atât de liber. Deci noi eram concentrați pe alte lucruri. A fost însă o generație, cea de dinaintea noastră și două generații înainte, care au știut exact să se mobilizeze și să distrugă ceea ce spuneți dumneavoastră. Domnul, dar noi nu am știut, credeți-mă, am trăit într-un întuneric greu de imaginat. Acesta a fost avantajul, doamnă, acesta a fost avantajul acelora care erau atunci la butoanele puterii, pentru că au beneficiat de neștiința așa populației. Este. Așa că dacă vreți să-i tragă cineva la răspundere, doar noi ăștia din generația noastră care ne-am dezmeticit acum și care înțelegem cum stau lucrurile, am putea să facem asta. Suntem însă în situația de a face asta când noi suntem într-o criză continuă? Ne ocupăm de a-i pedepsi pe alții sau de propriul nostru buzunar? De perspectivă, de acord cu dumneavoastră, da. De câte ori merg cu liftul în Casa Poporului la Parlamentul României, eu, în 1984, militar în termen fiind, am fost detașat la acea unitate militară care a fost înființată peste noapte, 0284, ca să construiască această clădire administrativă a doua sau a treia din lume. Și le spun colegilor, am avut privilegiul ăsta... A doua, ok. Și spun așa, domnule, dacă trebuia să o construim noi astăzi, și astăzi spun din 1990 la zi, furam bugetul pe 700 de ani și cred că săpam vreo 2-3 metri. Cred, zic. Dar bugetul era furat pe 300 de ani, pe 700 de ani. Asta e concluzia mea. Eu care am copil, problema tânăr, nu e aveam... că furați bugetul pe 700 de ani, ci că săpați doar 2-3 metri, atât. Exact, adică nu făceam nimic de că luam bani. Asta e povestea de fond, că dacă privim industrializarea din perioada comunistă, o să vedeți, cu 12 miliarde de euro am de dolari, scuze, am industrializat, după care 30 de ani am furat tot ce s-a industrializat atunci, iar acum, în ultimii 3 ani, numai în ultimii 3 ani, am împrumutat 60 de miliarde de euro și nimeni nu poate arăta cu degetul o investiție în țara asta. Nimeni. Și atunci, noua ordine mondială. De acord, eu n-am o problemă nici cu noua ordine, nici cu vechea ordine. Eu am o problemă cu noi, ca români, ca politicieni, conducători de stat, care, practic, am lucrat numai în interesul acestui, împotriva interesului acestui popor. Corect. Bun. Asta e problema. Haideți să ne întoarcem la acel sondaj. Dați-mi voie să-i dau un răspuns domnului Coarnă. Domnule Coarnă, dumneavoastră vreți ca România să aibă bunăstare. Să știți că Germania, guvernul german a împrumutat în ultimile 3 săptămâni vreo 800 de miliarde de euro. Dar i-au investit banii, nu i-au furat. Așa, asta vreau să vă spun. Investesc. Dar nu i-au furat, deci, aia e diferența. Deci, când este vorba de dezvoltare și într-o perioadă în care suntem acum, toate țările, toate statele, inclusiv Statele Unite ale Americii, au luat niște credite. Statele Biden a luat credite în valoare de 2 bilioane de dolari americani. Domnul Rusu, de acord cu dumneavoastră, identificați la noi o investiție în România în ultimii 3 ani. Eu nu pot să vă identific. Dar eu vă spun că am împrumutat noi 60 de miliarde. Eu vă spun, n-am investit nimic. Să controlați guvernul și dumneavoastră trebuie să dați legi pentru pentru finanțarea țării. Nu eu. Plus că acum se schimbă niște lucruri. Da, domnule Rusu, acum se investește mult în armare, de fapt. Deocamdată partea aceea cu Green Deal a fost lăsată deoparte. Uitați cu embargoul energetic, s-au găsit noi soluții, se importă gaze, petrol din alte țări, Uniunea Europeană. România este în situația fericită ca dacă aici, pentru domnul Coarnă, dacă ministrul Virgil Popescu își va îndeplini obiectivul 2026, ca proiectul Neptun să
fie realizat și să înceapă să producă și să putem vinde, este formidabil, dar 2030 este un termen realist. Deci uitați că putem să discutăm pe lucruri concrete. Problema este alta, că Parlamentul trebuie acum să schimbe o lege energetică care impozitează și taxează concernele, inclusiv străine, Exxonul, care vrea să plece din România, cu niște... Păi întrebați-l pe Virgil Popescu de ce pleacă. Ia întrebați-l. Ia întrebați-l pe Virgil Popescu, aplicat pe problema asta. Și vă spun eu după ce e acolo. Dar de ce nu faceți noastră interpelare? De ce aveți instrumente? Am făcut interpelări, nu e problema de fond. Discuția e mult mai aplicată de atât. Dacă mai rămâne Virgil Popescu, o să exploatăm 50.000 de megawatt. Vedeți, dacă dumneavoastră, transformați acest subiect energetic într-o temă politică. Păi da, este o temă politică și o temă economică, este o temă socială, pentru că majorarea prețului excesiv la energie, gaze și combustibil nu slăbește puterea de cumpărare. Ne duce într-o zonă de disconfort. Domnule Coarnă, vă dau încă un exemplu din Germania. Și în Germania a crescut prețul de două ori sau de trei ori. Da, Guvernul german dacă vorbiți așa, da, a crescut de la 80 de euro, la noi a crescut de la 30 de euro. Sunt discuții aplicate dacă vreți să faceți. Uitați-vă la veniturile din Germania, priviți la veniturile din România. Comparăm mere cu pere. Subvenționa anumite produse. Nu, să știți că aici îi dau dreptate domnului Coarnă. Cred că această comparație între România și Germania nu funcționează, domnule Rusu. Putem să ne uităm la Germania pe alte aspecte, putem să o luăm exemplu, dar credeți-mă, când e vorba de prețuri și de traiul omului, nu putem compara. Sub nicio formă. Absolut, aveți perfectă dreptate, doamna Andronic. Nu se pot compara situațiile din Germania și din România. Și din alt motiv. Probabil că nemții își iubesc țara. Nu știu de ce, dar România este foarte neiubită. În primul rând de către conducătorii ei, de către oamenii politici și după aceea chiar și de către oamenii obișnuiți. Nimeni nu vorbește mai urât despre țară și despre poporul acestei țări decât cum o facem noi. Cred că ceea ce ne-ar trebui, și aici sunt de acord și eu cu domnul Coarnă, ar trebui să ne iubim mai mult moșia și să o gospodărim. Nu trebuie să fim geniali. Să știți că dacă în spațiu public... Nu trebuie să dăm vina pe ordinea internațională, nu, pentru că nu, dar vreau să vă spun ceva, domnule profesor. Să ne măturăm în fața porții. Domnule profesor, vreau să vă spun ceva. Este un fenomen pe care dumneavoastră l-ați remarcat foarte bine. Dar dacă cineva, într-o dezbatere publică, sau, nu știu, în mass media, oriunde, vorbește bine despre România, este pălmuit, exact. Dacă vreți, metaforic. Doamnă, trebuie să-ți asumi. Absolut, sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să-ți asumi și asta. Să vorbești frumos despre România și să fii pălmuit. Da, așa este. Domnul Ciochinaru, trebuie să ne asumăm lucrurile astea. Dacă nu le asumăm, suntem sortiți pieirii, credeți-mă. România doamnelor și domnilor. Domnul Rusu, vă rog eu mult de tot, nu mă mai întrerupeți. România este în pragul al falimentului. Deci România este în pragul falimentului și nu vorbim nici de noua ordine mondială, nici de vechea, vorbim de noi, de cei care ne conduc și cei care... Stați puțin, că nu mai are logică ce spuneți. Din moment ce are atâtea resurse și nu are dependență de gazul rusesc... Depinde de noi totul, să știm cum să ne gestionăm noi situația noastră internă. Înțelegeți? Vorbea bine, spunea domnul Ciochinaru, e vorba de trădători, e vorba de... și așa mai departe. Asta e povestea de fond în România. Enunțați niște chestiuni... Trădători și hoți, domnul Coarnă. Și hoți. Borfași. Corect, Coarnă. De acord cu domnul Ciochinaru în tot. Hoți, borfași, trădători. Da. De trei luni jumate sunteți la putere în această coaliție, da? Spuneți, depinde de noi. Nu depinde de noi din acest platou. De noi, depinde cei de care conducem România, am spus. Deci de dumneavoastră care sunteți în Parlament să dați legi bune. Eu mi-am asumat lucrul ăsta, să fiu și pălmuit. Doamne, mi-am asumat să fiu și pălmuit public, m-au și mutat de la o comisie pentru că am avut alte vederi din perspectivă economică. Adică eu chiar încerc să fiu aplicat, să discut cu mediul de afaceri. A votat moțiunea simplă împotriva lui Virgil Popescu. Pentru că eu am considerat că nu merită votul meu de încredere, dar să știți că am fost aplicat, am discutat cu mediul de afaceri. Eu zic să nu-l pălmuim totuși pe domnul Coarnă. Nu e problemă, pălmuiți-vă că merit. Nu, dar știți, vin politicieni în toate studiourile de televiziune și spun așa, depinde de noi, eu sunt român, iubesc această țară. Minte. Da. Bravo. Știți, orice discuție despre globalizare sfârșește aici cu naționalizarea. Dar nu putem să, domnul, știți ce se întâmplă? Nu putem să ieșim din contextul internațional. E utopie să spui lucrul ăsta, că ești din context. Întotdeauna am avut probleme în context și revoluția din 89 a fost făcută într-un context extern. Correct. Că dacă nu aveam acel context extern, nu se întâmplă nimic în România. Trebuie să fim raționali, să înțelegem aceste lucruri. Domnule Ciochinaru, se poate transforma acest
conflict, această invazie, conflict regional, să zicem, într-o dispută între Occident și Orient, pentru că temerile acestea sunt, și aș vrea să mai prezint din acel studiu Associated Press, publicat de Daily Mail, asta e precizarea. Eu vă mărturisesc că sunt, da, sunt puțin confuz în urma întrebării dumneavoastră, pentru că eu am crezut că este cât se poate de clar pentru toată lumea că aici nu este vorba de un conflict între Rusia și Ucraina. Exact, exact. Este vorba de un conflict între Rusia și lumea liberă. Este vorba de un conflict în care Rusia încearcă să creeze premizele de a bloca intrarea omenirii în al patrulea val. Despre asta este vorba, aceasta este miza. Rușii au și spus ce rost are o lume fără Rusia. Și asta de ce? Pentru că rușii, în afară de arma nucleară, nu mai au nimic. Nu au absolut nimic. Gândiți-vă că PIB-ul României pe cap de locuitor este cu vreo 3.000 de dolari mai mare decât cel al Rusiei. Rusia este o putere subdezvoltată. Este definiția, dacă vreți, a subdezvoltării. O țară care trăiește din vânzarea de resurse naturale, de materii prime și nu de produse cu valoare adăugată, este o țară subdezvoltată. Norocul nostru este că Vladimir Putin de 20 de ani a băgat toți banii Rusiei în modernizarea armatei ruse, care, după cum se vede, a fost modernizată vai de mama ei. Asta credeți că au rușii? Asta este armata lor? Sau au ceva, nu știu, ne pregătesc vreo surpriză? Doamna Andronie, credeți că ar fi acceptat să se facă de râs și să, în momentul de față, să fie, cum să vă spun eu, un exemplu de așa nu, pe plan mondial, păstrându-și niște forțe militare extraordinare undeva ascunse? Păi nu spunem toți că Putin a avut o surpriză în Ucraina? Poate că nu se aștepta că trebuie să scoată ce are el mai bun. Păi, doamna Andronic, sunt date, iar datele ne spun următorul lucru. 3/4 din forța militară a Rusiei este în Ucraina. Restul e prăștiată pe teritoriul Federației Ruse pentru sarcini de a păzi depozitele alea. Informația asta nu aveam. Cu 3/4 din armată e în Ucraina. S-a spus și s-a spus că se relochează din zona de sud. Plus, dați-mi voie, plus sunt trupe rusești împărțite în anumite colțuri ale lumii. Dar dincolo de, spunea un general din armata germană, acum 24 de ore, când nimeni, nici din Germania, nici de la NATO, nu se așteptau ca dotarea și înzestrarea trupelor ruse să fie atât de slabă, să fie cu tancuri sovietice, anii 80-85, cu o instruire de 4 după sistemul de acum 30-40 de ani, 50 de ani. Domnul Rusu, lăsați tancurile. Tancurile încă sunt niște piese serioase. Ei n-au instrumente de navigație. Păi nu, asta întreb, unde zbani atunci? Și cum e investiția în armata rusă? S-au dus ucrainienii, s-au dus copiii și au încurcat semnele de circulație de numai nimerea oia unde să se ducă. Da, pentru că am ajuns la finalul acestei ediții. Ultimele cifre din acel sondaj, foarte interesant, iată cât de îngrijorat ești că Rusia va folosi arme nucleare asupra Statelor Unite. 45% foarte îngrijorat, 30% oarecum îngrijorat. Este realitatea, este vorba de vulnerabilități, despre ce vom vorbi, vom vedea, pentru că nu ne dorim aceste lucruri. Ideea este cum va evolua acest conflict. Vă mulțumesc mult pentru participare în ora a doua despre cât de vulnerabilă este România. Vă aștept!